putem obține un look de invidiat numai dacă știm cum să punem costumul de baie în funcție de silueta pe care o avem. Fiecare are anumite caracteristici și am combinat produsele astfel încât să ne avantajeze. Să începem cu silueta pară. Silueta pară este caracterizată prin șolduri mai late și sâni mai puțin voluminoși în partea de sus a bustului. Deci, ca atare, trebuie să suplimentăm volumul. În partea bustului avem ceva cu puțin volum și în partea de jos un slip care evidențiază picioarele cu foarte puțin volum, cu bride în partea de șolduri. Acesta se poate accesoriza cu o rochie pe deasupra, cu o rochie de plajă, practic perfectă pentru acest tip de siluetă. Avem în zona taliei, se evidențiază talia și încercăm să mascăm zona de șolduri. Silueta tip măr. Aici avem un pic mai mult volum în zona abdomenului, în zona sânilor, dar de asemenea și un șold mai generos. Ca să mascăm aceste mici detalii, putem folosi în zona de lateral al șoldului și pe lateralul taliei decupaje. Practic, creăm o siluetă de clepsidră. Putem accesoriza cu o pereche de pantaloni care vin undeva sub bust și practic mascăm zona de jos și evidențiem zona taliei. La același tip de siluetă mai avem o variantă. Varianta cu un slip care acoperă foarte mult zona abdomenului, dar în același timp subțiază, după cum se vede în zona aceasta, în zona șoldurilor. Și un top care să aibă foarte mare susținere, pentru că având un sân foarte voluminos, este nevoie de susținere. Silueta triunghi inversat este caracterizată de foarte mult volum în zona bustului și o talie foarte subțire. De asemenea, umerii la această siluetă sunt lați și vrem cumva să mascăm acest lucru. Dacă vrem să mascăm acest lucru, avem singura posibilitate să folosim niște bride foarte subțiri în zona bustului. O combinăm cu un pantalon scurt, putem folosi un pantalon scurt, având în vedere că avem o talie mică, un șold mic, putem folosi un pantalon scurt și în partea de sus ceva ca să mascăm umerii. Silueta dreptunghiulară este caracterizată ca și o silueta atletică. Sunt de dimensiuni mici, o talie mică și de asemenea șolduri mici. Aici putem jongla în foarte multe feluri. Dacă vrem să punem volum în zona de sâni, aducem un sutien mai mare. Dacă vrem să punem volum în zona șoldurilor, aducem un kilot cu un print, cu ceva mai mult, ca să accentuăm această zonă. Oricare ar fi varianta de costum de baie pe care o alegem, trebuie să avem încredere în noi cum îl purtăm. Trebuie să ne placă corpul nostru, pentru că în final toate suntem frumoase așa cum suntem și trebuie să fim sigure pe treaba asta.